Salutare, bine v-am regăsit la un nou clip! Ei bine, v-am întrebat eu pe Instagram ce clipuri ați vrea voi să vedeți în începutul acesta de toamnă și foarte multe dintre voi mi-ați spus parfumuri! Larisa, vrem mirosuri de toamnă! Ce parfum îți place să folosești în perioada aceasta? Etc. Ei bine, nu cred să mă așez aici comod, nu cred că sunt genul de persoană sau persoana potrivită care să filmeze acel clip. Unul la mână. Deci există două motive la mijloc. Primul, eu folosesc aceleași parfumuri pe tot timpul, pe tot parcursul anului. Dacă vreau să folosesc acum cannabis mai gheișa, eu acum folosesc cannabis, chiar dacă sunt 50 de grade afară. Dacă vreau să folosesc imediat, că avem aici un prințișor care vrea să stea și el cu noi. Dacă vreau să folosesc un parfum ceva mai fresh, deși eu nu prea am parfumuri de genul ăsta, o să folosesc parfumul fresh chiar dacă sunt minus 5 grade afară. Deci, mami, aia nu e pentru tine. Deci eu nu prea țin cont, să zicem așa, a venit toamna, gata, pot să folosesc parfumurile pentru toamnă. Mm-mm. Iar cel de-al doilea motiv este faptul că majoritatea parfumurilor mele sunt parfumuri puternice, parfumuri pe care foarte multe persoane le consideră potrivite pentru anotimpul rece. Sunt parfumuri ușor înnecăcioase, cu tămâie, cafea, ia sunt ochelarii mei Garfield. Deci, cred că e mult mai ok să vă prezint acum un clip în care vreau să vă vorbesc despre 10 parfumuri preferate de ale mele. Poate așa, nu știu, vă găsiți un parfum pe care îl puteți folosi voi toamna, deși eu v-am zis să-l folosesc și vara și primăvara, oricând. Astăzi vom vorbi despre 10 parfumuri pe care eu le ador. Ce, mami? Fiecare cu motivul lui, să zicem. O să vedeți că am pe acolo, pe la final, uite pe acolo, am parfumuri care nu sunt neapărat din zona mea, adică în momentul în care le port, mi-e puțin din zona de confort. Hai totuși să le dăm pe Garfield jos. Dar o să vă, când ajungem la ele, o să vă povestesc cum stă treaba, de ce îmi plac, ce mirosuri și etc. Și mai fac o paranteză și gata, nu mă pricep la parfumuri. Nu urmăresc clipuri cu parfumuri, nu, parfumurile nu sunt pasiunea mea, să zic gata, mi-am strâns, nu știu, 200 de euro, merg și îmi cumpăr un parfum. Nu se întâmplă asta pentru că eu le primesc. În momentul în care văd un parfum, o reclamă sau miros prin Trevor un parfum, merg și eu și zic, a, știi, uite, de ziua mea mi-aș dori parfumul ăla, dacă tot mă întrebi. Dar eu nu cumpăr niciodată parfumuri, nu mă pricep la note de... Am rezolvat problema cu Garfield, care tocmai a dărâmat o vază. Vă spuneam că nu mă pricep la note de vârf, de bază, de fapt, note de bază, de mijloc și de vârf, cred că se numesc. De aceea am apelat la site-ul acesta. O să vă las probabil pe aici, pe ecran, pe undeva aceste note, în cazul în care vă interesează. V-am zis, eu nu țin cont. În momentul în care miros un parfum, îmi place pur și simplu cum miroase și zic gata, pe ăsta îl vreau. Nu prea mă interesează că are lămâie sau că n-are lămâie sau că în loc de lămâie are tămâie. Nu prea țin cont de asta. Dacă îmi place, îmi place și punct. Dar, pentru că m-ați întrebat, am mai făcut eu, cred că prin Vlogmas, genul acesta de clip sau, mă rog, colecția mea de parfumuri, vi le-am arătat acolo pe toate pe care le aveam la momentul respectiv. Acum am selectat doar 10 pentru că ne-ar fi luat foarte mult timp să vorbim despre toate și acolo m-ați mai întrebat despre notele de vârf și așa, dar n-am știut să vă spun. Acum am venit cu temele pregătite. Dacă tot am vorbit despre cannabis, hai să continuăm cu el, nu? Ei bine, dacă mi urmăriți clipurile, știu că am înnebunit cu parfumul acesta. L-am primit cadou de la mătușile mele, este cannabis de la My Geisha, un parfum care a fost și este și cu siguranță o să rămână unul dintre preferatele mele. Nu știu dacă se observă, dar am consumat ceva din el. Cam atât. L-am folosit chiar dacă era cald afară. Bine, sincer că în momentul în care mergeam, nu știu, la un Kaufland sau ceva, nu mă dădeam cu el, fiind în spațiu mai închis, nu era tocmai ok. Există persoane, cum ar fi prietenul meu și mama, care nu tolerează genul acesta de miros, îl consideră foarte puternic, chiar dacă, uite, o altă remarcă,
trebuie aplicat într-o cantitate extrem, dar extrem de mică, pe bune, doar un puf e mai mult decât suficient sau doar aici la încheieturi și gata. Chiar dacă îl aplic într-o cantitate mică, mama și Cristi nu suportă mirosul ăsta, le dă dureri de cap, chiar dacă îl pulverizez pe ei, chiar dacă îl simt la mine, nu. Este un parfum unisex, se potrivește, deci, atât femeilor cât și bărbaților, spre exemplu, tatăl meu îl adoră și mie la fel, îmi place foarte mult. Siajul este mare, chiar îmi spunea Cristi, l-am folosit aseară și îmi spunea Cristi, Doamne, lași o dâră în spatele tău de parfumul ăsta de nu mai pot. Pentru că eu filmam la Daily Vlog, cred că l-ați văzut deja, și el stătea puțin mai în spate pentru că n-aveam loc amândoi și îmi spunea, aoleu, abia aștept să mergem în paralel că nu mai pot să stau în spatele tău, mai ales că bătea și vântul și, repet, am aplicat foarte puțin. Deci dacă... eu mă mai uit aici la Garfield. Dacă vreți un parfum care să persiste și persistă, Dumnezeule, eu când am venit ieri, deci după ce am făcut duș, am venit acasă și l-am luat pe Garfield în brațe, mi-a spus Cristi că efectiv pisoiul mirosea tot numai a cannabis și s-a culcat. Chiar ne întrebam dacă are vreun efect asupra lui. Persistă foarte mult pe haine, nici nu mai zic. Deci am haine pe care le-am spălat după ce mi-am aplicat parfumul ăsta și încă miros în șifonier. Pur și simplu tot dulapul miroase. Hai să vă zic așa. Deci, notele de vârf sunt note verzi, notele de mijloc sunt lemnoase și vă spun asta acum, nu voi afișa pe ecran pentru că n-am găsit pe Fragrantic, am găsit în altă parte. Notele de mijloc sunt note lemnoase, cafea și tabac, iar notele de bază, lemn de agar și tămâie. Vă dați seama ce combinație a lumii aici, foarte, foarte puternic și chiar citeam puțin aici descrierea lor și spuneau că este suficient o singură picătură ca să te seducă instant. Chiar așa este. La început, când l-am aplicat prima oară, am avut impresia că este, cum să zic, pur și simplu mi-a creat acea dependență. Eram înnebunită, continuu mă duceam cu nasul, dacă aveam sticla, veneam și miroseam, pentru că e un miros care te seduce, pur și simplu, chiar așa este. Deci dacă vreți un parfum foarte, dar foarte, foarte puternic, câteodată înnecăcios, în cantitate mare, nu știu cum se simte pentru că n-am avut curajul sincer să-l aplic și pentru mine a fost suficient o picăturică, un parfum rezistent care să aibă siajul foarte mare, îl puteți încerca pe acesta. Cu siguranță, dacă preferați genul acesta de parfum, este potrivit pentru anotimpul rece. Vara, e sufocant, v-am zis, dar eu nu am o problemă în a folosi parfumul ăsta. Și dacă multe persoane ar spune că acest parfum, mă refer la cel de-al doilea, este bătrânicios, domnistic, mie nu mi se pare așa, îl folosesc prin clasa 7-a sau clasa 8-a și imaginați-vă că n-am avut nici măcar o zi din viața mea de atunci, ce mami? În care să nu îl folosesc. De fapt, nu să-l folosesc, cât să nu le-am în colecție. Deci este vorba despre The Jungle Elephant de la Kenzo, parfumul meu, semnătură, cum s-ar spune, am văzut că așa se poartă, să zici. Mă reprezintă în totalitate, este genul de parfum pe care mi l-aș turna în cap, mi l-aș pune prin vene, deci este parfumul potrivit, ideal pentru mine, îl ador pur și simplu, aș renunța la oricare parfum de aici, deci oricare, cu excepția acestuia. V-am zis, îl folosesc de 15 miliarde de ani, nici nu mai știu de cât timp, de prin clasa 7-a, clasa 8-a, este incredibil și hai să vă zic acordurile. Mă rog, este cald condimentat, proaspăt condimentat, vanilie, dulce, aromatic, fin condimentat. Ca să vedeți că e pe condimente parfumul ăsta, mi se pare, v-am zis, ceva... un parfum, un miros, de fapt, pe care eu nu l-am mai întâlnit. Dacă sunt unele parfumuri care seamănă între ele, nu o să dau acum exemplu, dar... dacă îmi urmăriți clipurile, știți ce parfumuri detest eu și mi se par așa... întâlnite peste tot, deși poate nu e același parfum, dar toate duc în sfera aia. Parfumul ăsta e inconfundabil. Eu nu prea miros pe stradă, nu prea l-am întâlnit la foarte multe persoane, nu știu din ce cauză, dar dacă sunteți genul de persoană care să
ca mine, să zicem, pentru că v-am zis, o să vedeți numai parfumuri din astea puternice, persistente, cu siaj mare, îl puteți încerca și pe acesta. Făcând o comparație între el și cel de la și cannabis, acesta este mult mai suportabil. Eu îl folosesc și vara, oricând. Nu țin cont că merg la Kaufland, că merg în spațiu închis. Nu țin cont, într-adevăr. Și la ăsta, Cristi are o problemă. El este mai pe floral, fresh, cu mama, genul maică-mii. Eu nu. Eu sunt cu tata, să zicem, pe treaba asta cu parfumurile foarte puternice, limnoase, așa, ușor înțepătoare câteodată. Și îmi mai spune, oh, iar te-ai dat cu Kenzo în momentul în care suntem în mașină. Un sfat, să zicem, dacă vreți să vă achiziționați parfumul acesta, pulverizați-vă cam cu 5-6 minute înainte să ieșiți din casă și să vă urcați în mașină sau într-un mijloc de transport, pentru că, la început, dă niște dureri din alea de cap, infernale, din ce mi-au descris oamenii din jurul meu, cam asta se întâmplă. Deci, ca să evitați orice discuție care nu ar fi potrivită, vă pulverizați, nu știu, înainte să vă încălțați sau nu imediat când ieșiți pe ușă și totul o să fie ok. Deci, parfumul meu preferat, nu mai insist pe el, vi l-am prezentat de nenumărate ori. Parfumul pe care mi-l doream să îl încerc de mult timp, de foarte mult timp, și Cristi mi l-a făcut cadou de Crăciun anul trecut, este acesta de la Tom Ford, Black Orchid, care la fel este dumnezeiesc. Deci, cu primele 4 parfumuri până la Baccarat acolo, am o relație din asta, nu știu, nu aș putea cumva să zic, aoleu, s-a terminat, ce bine îmi pare, lasă că îl înlocuiesc cu altul. Deci, nu, mi se par cu totul și cu totul speciale. Nu am întâlnit aceste mirosuri la alte parfumuri. V-am zis, dacă la restul sunt asemănătoare cumva, da, dar la acestea nu. Și ăsta mi se pare un miros unic, la fel. Foarte puternic, condimentat, lemnos cumva. Da, e un parfum super. Și vedeți că eu am în cantități din astea mari, numai de 100 de mililitri, cred. Cât are cannabisul ăsta? 75 sau 100? 100 are cannabis, 100 Kenzo, 100 ăsta. Da, hai că ajungem la toate și vedem. Pentru că sunt parfumuri care îmi plac foarte mult și mie, dacă îmi place un parfum, de ce să-l cumpăr pe Kenzo în, nu știu, 30 de mililitri, atâta timp cât eu m-aș spăla în el. Deci nu, numai 100 de mililitri. Și hai să vă citesc puțin și despre acesta. Este cald, condimentat, pământiu, lemnos, dulce, ambrat, patchouli, florale, ciocolată, fructat și balsamic. Doamne, câte chestii are ăsta! Așa, v-am zis, o să vă las pe aici pe undeva notele acelea ca să nu mai stau acum să le citesc și așa nu înțeleg prea multe din ele. Este un parfum pe care eu îl văd cumva maroniu gălbui. Și spun chestia asta, o să vedeți de ce. Cele pe care vi le voi prezenta spre final sunt rozalii, albe. Știți că în general parfumurile fresh sunt așa, albicioase, nu știu care e treaba, nu mă întrebați, probabil de la chestiile pe care le conțin. Dar ăsta e un parfum așa maroniu, exact cum scrie și aici, pământiu, lemnos, așa este. Dacă vreți pentru iarnă un parfum, băi, dar care să se potrivească cu țesătura aia de la plovere, încercați-l pe ăsta. E senzație. V-am zis, nu pot să fac o comparație din punct de vedere al mirosului între cele pe care vi le prezint, pentru că sunt unice. Chiar sunt unice. Acesta este parcă mai mult spre cannabis și fac treaba asta, comparația asta, în cazul în care poate l-aveți pe unul și vreți să vă orientați așa și către celălalt. Kenzo este totuși ușor, mai light decât acestea. Dar ăsta și cannabis sunt foarte grele, foarte, foarte grele, apăsătoare, așa. Dar v-am zis, mie mirosurile astea îmi plac. La fel, persistă, se simte de la 50 de kilometri, dacă vă interesează treaba asta. Eu niciodată n-am avut o pasiune, o nebunie. Știu că sunt persoane care se dau cu parfum doar ca să-i miroasă cei din jur. La mine nu e așa, să știți. Eu mă dau cu parfum ca să mă simt bine, pentru că îmi dau parfumurile, îmi creează o stare foarte, foarte bună. Și în general, când folosesc parfumurile mele preferate, parfumurile pe care le ador,
îmi dau așa un refresh la minte și îmi plac foarte mult. Deci nu țin neapărat ca parfumul să se simtă de la 20 de kilometri, dar dacă se întâmplă, e ok. Dacă am căutat și pentru următorul parfum aceste acorduri principale și vorbim despre Baccarat Rouge, parfumul pe care, în jurul căruia de fapt am auzit nenumărate discuții și sunt două categorii de oameni, cei care îl adoră și cei care îl detestă, pe care îl consideră insuportabil. Ei bine, trebuie să vă spun că eu fac parte, evident, din prima categorie. Mi se pare la fel, un miros special, un miros care, pe care nu l-am mai găsit la un alt parfum. Toate pe care vi le arăt aici, eu cred că se diferențiază într-un fel. Toamne, deci senzație. Într-adevăr, cred că este singurul parfum acesta pe care nu prea îl folosesc vara. Și nu prea îl folosesc vara, nu că dureri de cap sau ceva, nu, chiar mi se pare ok, dar parcă mirosul îl asociez eu mult mai mult cu perioada foarte rece. Eu l-am primit cadou de un Crăciun, cred că acum vreo 2 sau 3 ani să fie, de la mama lui Cristi, și l-am folosit foarte mult în acea perioadă, plăcându-mi mirosul, și de atunci am rămas, nu știu, îl asociez foarte, foarte mult, vrei sus, cu perioada asta rece. Deci vara nu prea îl port, dar acum mi se pare senzație. Hai să vă citesc puțin și despre acesta. Este ambrat, migdale, lemnos, cald condimentat, un pisoi care se urcă pe piciorul meu ca să-l iau în brațe. Așa, animalic, ok, nuci, fructat, mosc, flori albe și dulce. Într-adevăr, este un parfum dulceac, dar în același timp foarte condimentat, așa, lemnos, chiar, v-am zis, este un parfum inconfundabil. Când îl simt pe stradă, știu că ăsta este. Aș vrea să-l încerc și pe cel... Știți că mai este unul aici cu bej ceva și cu eticheta asta roșie și pe acela aș vrea să îl miros. Însă nu l-am găsit la Travel pe acela, poate mai căutăm, mai vedem. Deci un parfum top și ăsta din punctul meu de vedere. Apoi trecem la Dahlia Divine de la Givenchy. Este, eu am nectarul. Cel original ar fi cu capacul alb, parcă, dar eu îl am pe ăsta ceva mai puternic. Într-adevăr, este puțin mai dulce decât cele pe care vi le-am prezentat și hai să vedem. Are, în primul rând, vanilie, este pudrat, flori galbene, v-am zis eu, lemnos, dulce, florale, aromatic, flori albe, ambrat și cald condimentat. Vedeți că, după cum v-am spus, toate au cu cald condimentat, condimentat, lemnos, pentru că astea îmi plac. Este la fel, un parfum foarte, foarte delicat, așa, dacă celelalte sunt ușor, cum să le spun eu, mai, nu mi se par chiar atât de elegante, deși ar fi prea mult spus, nu știu, mai golănești cumva, acesta mi se pare mai delicat, mai feminin. Este un parfum care îi place și prietenului meu, de altfel, deci vă dați seama că nu este neapărat 100% potrivit pentru mine, dar în momentul în care vreau să îmi schimb așa, să zicem, mirosul, îl folosesc pe acesta. Persistă foarte mult. Un parfum puternic condimentat, într-adevăr, acesta nu se simte foarte mult, făcând o comparație cu cele de prezentate înainte. Acesta nici nu rezistă atât de mult, dar nici nu are siajul așa mare. Deci dacă vreți un parfum care totuși să fie lemnos, să nu fie foarte fresh, nu știu, mâncabil sau ceva, îl puteți încerca pe acesta, care nu este extrem de deranjant, de puternic. Deci merită încercat și el. Urmează acum două parfumuri arabești. Așa arată ele, într-adevăr, sunt senzație. Când vorbim de ambalaj, din punctul meu de vedere, parfumurile astea orientale, arabești, sunt de departe, se diferențiază foarte, foarte mult de restul. Și hai să începem cu acesta. Ha, Doamne, care îmi place de nu mai pot. Se numește Amerati, cred, nu știu. Sticla, v-am spus, arată foarte, dar foarte, foarte elegant, așa, foarte bine. Are, cred că tot 100 de mililitri, din câte îl văd eu aici. Nu scrie, dar
vedeți, destul de măricică sticla. Și hai să vă spun notele, pentru că la fel nu le-am găsit pe Fragrantica și am intrat pe site-urile de pe care le puteți comanda. Deci, acesta ca note de vârf, citrice, note verzi și mosc, notele de mijloc, note proaspete și notele noase, iar cele de bază picante și pudrate. La fel, nu știu, din câte îmi aduc eu aminte, cred că are mătușa mea un parfum care se aseamănă foarte mult cu acesta, dar nu este arabesc. Ăsta posibil să fie, nu știu, un dupe sau ceva, după un parfum original, să zicem, de brand hiper cunoscut, dar parcă mi-aduce aminte un parfum pe care l-am mirosit la mătușa mea. Foarte bine miroase, dacă aveți ocazia să-l mirosiți, încercați-l. Eu să știți că l-am văzut în acele parfumerii, dar nu mai știu cum se numesc. Nu mai știu. E o parfumerie aici în Constanța. Dacă sunteți din Constanța, mergeți în City la parfumeria aia de jos, cumva arată foarte luxos, imposibil să o treceți cu vederea și îl găsiți acolo. Este, nu știu, miroase foarte, foarte puternic, dar în același timp dulce. Deci nu, eu nu l-aș vedea, pentru că citisem undeva un review că este unisex. Eu nu aș putea să-l miros pe un bărbat. Hai să zicem, Cristică nu suportă mirosurile astea, dar pe tata nu. Nu, nu. Chiar mi se pare un miros feminin, dar în același timp foarte puternic. Când vine vorba de persistență, nu pot să zic că se compară cu cele pe care vi le-am prezentat înainte, dar acolo, la mijloc. Deci nici nu gata, m-am dat cu el în 5 minute, nu mai mirosa nimic, dar nici nu este unul care să îl simți acolo foarte mult. Pe haine, într-adevăr, rămâne. Dar așa pe piele, așa și așa. Iar cel de-al doilea, care e, nu știu, deci am zis, după ce consum parfumul, clar voi păstra sticla. Așa arată. Mi l-au cumpărat ai mei. Și l-am văzut și pe acesta, în acea parfumerie. Am uitat să vă spun de prețuri, dar nu știu. Pe acesta l-am văzut chiar acum de curând, pentru că am cumpărat un cadou. Costă vreo 250, cam așa. Iar acesta era puțin mai ieftin, în jur de 150-200. Deci niște parfumuri mai mult decât accesibile, zic eu, pentru ceea ce oferă. Deci nu le putem compara cu, nu știu, clasicele parfumuri. V-am zis, nu vreau să zic acum despre ele, pentru că cu siguranță sunt persoane care le preferă pe acelea în detrimentul acestora. Suntem diferiți, e normal. Dar miros altfel. Astea chiar miros altfel și pentru faptul că au mirosul acesta deosebit. Și persistă, v-am zis, cât de cât. Eu zic că prețul este unul foarte bun. Hai să vă zic notele acestuia imediat. Avem așa, note de vârf, bergamotă, crin și rodie, note de mijloc, trandafir, iasomie, caprifoi, tuberoză, bujor și gardenie, iar note de bază, vanilie, lemn de santal, ambroxan și mosc alb. Ca să vă zic sincer, mie parfumul ăsta mi se pare că seamănă, nu că unul la unul, deci e identic cu L'Interdit de la Givenchy. Givenchy să fie? Mă rog, cu L'Interdit. Toată lumea știe, l-am avut, a fost unul dintre parfumurile mele preferate și chiar am de gând să îl pun pe lista mea de dorințe în cazul în care mă întreabă cineva ce vreau să primesc de Crăciun. Pe ăla vreau, să știți. Așa, bine, pe lângă Kenzo. Deci mi se pare că seamănă identic cu acela, doar că nu rezistă atât de mult. Când mi-aplicam L'Interdit-ul ăla sau L'Interdon sau cum vreți voi să-i spuneți, băi, deci se simțea ăla foarte mult timp. Chiar și eu, ați văzut, în momentul în care îți aplici un parfum, îl simți acolo la început, dar pe urmă ai impresia că nu mai miroși. Și îl întrebi pe cel de lângă tine, mai miros a parfum? Eu îi mai fac, îl mai întreb așa pe Cristi, pentru că am impresia că nu mai miroase absolut deloc. Dar nu, când îl aplicam pe acela, băi, deci îl simțeam, era acolo. Și în momentul în care făceam duș și stăteam așa cu capul în jos sau ceva și îmi curgea apă de aici, pur și simplu simțeam că mă învălui în parfumul acela. Ăsta, spre deosebire de el,
nu ține chiar atât de mult pe piele, dar mirosul este identic. Identic, identic, identic. Ăsta, dacă pe acesta îl pot asemăna așa cu unul vag, aici știu perfect cu ce se aseamănă. Eu l-am întrebat pe tipul ăla când am fost la parfumerie acum dacă e un dupe sau ceva și mi-a zis că nu au esențe originale, la la la, miros inconfundabil, nu știu ce. Dar eu vă zic sigur, 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 sigur că este unul la unul cu Linterdee. Mergem mai departe și mai avem aici trei parfumuri pe care eu le consider roz. Cum v-am spus, dacă pe acestea până acum le-am văzut pământii, aurii, cumva, acum urmează să vă vorbesc despre aceste trei parfumuri care nu sunt mai puțin preferate, să știți, adică nu sunt niște parfumuri nasoale sau ceva, că nu ar avea ce să caute în clipul cu parfumuri preferate, dar pe acestea le folosesc în momentul în care vreau să miros puțin diferit față de cum o fac, cum miros în mod obișnuit, în fiecare zi. Întotdeauna întind mâna după aceste parfumuri despre care v-am vorbit până acum, inclusiv acestea. Dar când vreau să fiu așa mai fetițistică, mai feminină cumva, le prefer pe acestea trei și hai să le iau pe toate de aici. Uite, despre ele este vorba și hai să începem cu Alien. Cu siguranță, cu siguranță, toată lumea cunoaște Alien. O sticluță la fel, foarte drăguță, îmi place tare mult. Mirosul... îl simți. Eu în momentul în care merg pe stradă sau în mall sau ceva, cineva s-a dat cu Alien, clar îmi dau seama. Deci clar, 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 clar. Este un parfum pe care l-am întâlnit în mod frecvent. Nu pot să zic că nu l-am mai mirosit la altcineva sau că îl întâlnesc destul de rar. Însă îmi place, chiar îmi place. L-am primit cadou și pe el. Persistă foarte mult. Foarte mult, deci când vine vorba de persistență, rămâne acolo fixat pe piele. Mie mi se pare însă că îi se schimbă cumva mirosul, rămân acele note de bază, cred că se numesc, care rămân după, nu atunci imediat, și rămâne ușor, cum să zic, floral, așa, care nu este neapărat preferatul meu, dar parfumul în sine chiar merită încercat. Hai să vedem. Deci, uite, flori albe, ambrat și lemnos. Într-adevăr, în momentul în care îl pulverizez, la început, notele acelea de vârf, cred că sunt, da, cred că acelea sunt, miroase foarte puternic, așa, foarte, foarte eu. Dar, după ce se duc acele note, rămâne mai... mai delicat, mai eleganțel. Știu că foarte multe dintre voi mi-ați spus: aoleu, cum Larisa consider Alien un parfum elegant care să nu-ți bubuie în creier? Nu, înseamnă că nu le știți pe celelalte cum miros, dacă ăsta vi se pare că este foarte puternic și insuportabil. Eu îl folosesc pe acesta în momentele mai în care trebuie să fiu cumva mai discretă, să zicem, din punctul meu de vedere. Merg la o bancă, merg la un dentist, ceva așa ușor, merg la un Kaufland, un ceva, îl folosesc pe Alien. Deci ceva care să nu se simtă foarte mult pe mine. Eu așa îl văd, dar v-am zis, persistă foarte mult. Apoi, este vorba despre Humanity, tot de la Terry Mugler, la fel ca acesta. Un parfum care mi-a dat vara peste cap. Eu l-am primit anul trecut de la e-mail sau acum 2 ani? Nu, anul trecut de la e-mail, ambalajul la fel, deosebit, deci vedeți cum arată, mai am foarte puțin în el, v-am zis, e un parfum rozuleț așa și hai să-l găsim. Este în primul rând lemnos, fructat, cimbru, animalic, dulce, verde, nuci și proaspăt. Într-adevăr, este singur, de fapt primul parfum la care eu am înțeles de ce foarte multă lume spune e un parfum verde. Nu înțelegeam treaba asta, cum adică miroase un parfum verde. Miroase a iarbă, proaspăt, tăiată, tunsă, deci dacă nu vă place mirosul acesta, nici măcar n-are rost să-l mirosiți. La fel, există două categorii de oameni. Ori îl iubesc, ori îl detestă. Nu se întâmplă ca la Alien, hai că parcă miroase bine, hai că merge, nu. Dar eu la fel fac parte din acea categorie care adoră parfumul acesta și așa cum vă spuneam de Dahlia Divine, că îl folosesc pe acela mai mult iarna pentru că atunci l-am primit și tind foarte, foarte mult să-l
îmi face cumva mirosul trimitere către perioada rece a anului. Așa se întâmplă în cazul acestuia cu vara. Dacă l-am primit de ziua mea, v-am zis, de la e-mail și l-am folosit foarte, foarte mult în acea perioadă, ei bine, în momentul în care îl aplic în anotimpul rece, pentru că am încercat să fac asta iarna trecută, parcă ceva nu era la locul lui. Când îl aplicam, mi-aduceam aminte de nisip, de plajă, de soare, miroase foarte bine, zic eu, în combinație cu căldura, deci nu e genul de parfum care, aoleu, am transpirat, nu mai pot să respir că mai am și parfumul ăsta pe mine. Nu, miroase foarte bine, chiar dacă e lemnos din ce am citit aici, da, uite, primul acord e lemnos, dar mie mi se pare că este foarte verde. Miroase tare bine și v-am zis, este un parfum pe care eu îl folosesc mai mult vara, nu că mirosul nu ar fi potrivit pentru iarnă, dar așa îl asociez eu cumva. Iar ultimul parfum despre care vreau să vă vorbesc este acesta. Un parfum cu totul, cu totul și cu totul diferit față de ce v-am prezentat până acum. Se, cum să spun, deosebește foarte mult chiar și de Womanity, chiar și de Alien, care la fel, ați văzut, parfumuri foarte puternice. Ei bine, acesta, pe acesta îl văd potrivit pentru o adolescentă, pentru... chiar și pentru școală, zic eu. Încerc să îl deschid acum. Este vorba despre Moschino, cred că Toi Tu era ceva de genul ăsta, nici nu știu cum se numește, dar este cel roz, îl vedeți. Womanity a fost în cantitate, de fapt este în cantitate de 80 de mililitri, iar Alienul ăsta cred că 100. Nu, are 60 de mililitri Alienul. Iar acesta 50? Da, 50. Este acesta. Îl găsiți și în cantitate mai mare, însă eu nu... l-am mirosit în travel, să vă spun de la început. L-am mirosit și am zis că ok, de ziua mea, din banii, dintr-o părticică, din banii pe care îi primesc de la bunicii mei, îl voi cumpăra pe acesta. Mi-a plăcut foarte mult cum miroase, era cald afară, miroase a gumă de mestecat. Deci Hubba Bubba, deci ăsta este la Hubba Bubba, clar. Foarte bine miroase. Și am zis, băi, n-are rost să-l iau în cantitate mare, deși la preț nu se deosebea foarte mult, dar nu mi-am dat seama din start că nu este parfumul acela care, spre exemplu, Kenzo sau un parfum pe care să știu că îl folosesc continuu, în fiecare zi. Nu, este parfumul pe care îl aplic în momentul în care... chiar și seara, să știți, pentru că eu după duș aplic parfum. Am mai auzit fel și fel de teorii, că nu-i bine, că n-ai somnul liniștit, că nu știu ce, nu. Eu dacă nu miros a parfum pe tot parcursul zilei, nopții, nu mă simt confortabil. Deci eu îl aplic noaptea, mi se pare un parfum așa foarte light, v-am zis, pentru perioada aceea adolescentină, e mai jucăuș așa. Și un parfum foarte dulce. Hai să îl găsim, că am făcut screenshot. Deci, este în primul rând fructat, dulce, trandafir și tropical. Exact. Eu nu prea am avut parfumuri din astea fructate ca să știu să le deosebesc, să zicem. Nu mi se pare că miroase un fruct. Eu parcă simt un trandafir, dar nu mirosul ăla bătrânicios de trandafir. Și cam atât. Trandafir și Hubba Bubba. Eu asta simt. Chiar sunt curioasă. Ia să ne uităm la notele astea. Deci, la note de vârf avem fructe confiate, portocală, amăruie și lămâie. La note de mijloc, gumă de mestecat, trandafir bulgăresc, afine, piersică, scorțișoară, floare de piersic și ghimbir. Iar la note de bază, mosc, cedru și ambroxan. Deci cam așa stă treaba. V-am zis, un parfum pe care îl folosesc când nu vreau să fiu foarte, foarte parfumată, de rezistență, ce să vă zic. L-am testat și mai multe ore, gen până la duș. Nu pot să spun că persistă foarte mult. Spre exemplu, îl aplic acum, merg 4 ore undeva, când mă întorc acasă, îl întreb pe Cristi, mai miros a parfum? Pentru că eu așa testez parfumul, v-am zis, nu-mi dau seama. Pe haine, într-adevăr, rămâne, dar pe piele nu prea. Și Cristi îmi spune, băi, nu prea mai miroși a parfum. Și am mai întrebat-o și pe mama. Deci, e un parfum așa, jucăuș, drăgălaș, dacă vă plac parfumurile fructate, pentru că am aflat acum că este fructat,
puteți să îl încercați. Acestea au fost toate parfumurile pe care le îndrăgesc eu foarte mult, la care v-am zis, hai să zicem, la unele aș renunța mai mult sau mai puțin, dar la cele cu care am început, de ele nu m-aș putea dezlipi pur și simplu. Sunt acolo, mă reprezintă, mă caracterizează, sunt foarte puternice, foarte își fac așa simțită prezența, exact cum îmi place mie să se întâmple în cazul meu, să-mi las acolo o amprentă, oriunde merg, să-mi las o amprentă. Asta se întâmplă cu aceste parfumuri, doar dacă pulverizezi o cantitate foarte mică, ele se simt acolo și sunt cumva, sunt un fel de sedativ, ceva de genul ăsta, mă refer la cele de început, v-am zis, când vorbim de Moschino ăsta, nu prea, dar celelalte, într-adevăr, sunt top, din punctul meu de vedere. Aștept să-mi spuneți în comentarii ce parfumuri îndrăgiți și voi. Mulțumesc că ați vizionat clipul meu, sper că v-a făcut plăcere să îl urmăriți și ne revedem data viitoare cu un nou clip. Pupici, pa, pa!